Din păcate, în această dimineață a avut loc în apropierea portului Sulina un incident nefericit. Ce date aveți, ce știți că se întâmplă în aceste momente acolo și cum putem face să nu mai ajungem la astfel de incidente? Știm, avem război la graniță și se mai întâmplă. Eu pot să vă spun din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor. Știți foarte bine că ARSVOM-ul, agenția care e în coordonarea Ministerului Transporturilor, a reușit să salveze echipajul. Toți cei 12 oameni aflați la bord au fost luați de către agenția noastră. Sunt în afara pericolului. Mai mult decât atât, AFDJ-ul a trimis un remorcher astfel încât să aducă nava mai aproape, să încerce să o salveze de la scufundare. Dacă nu se va putea face acest lucru, acea scufundare să fie una controlată, astfel încât să nu punem în pericol traficul pe canalul Sulina. 3. Ministerul Apărării, așa cum bine știți, a trimis în zonă de asemenea o navă cu scafandri și care vor cerceta cauzele, să vadă dacă a fost o mină sau dacă a fost o explozie pur și simplu la sala mașinilor. Adică, în acest moment nu e clar acest lucru. Cei care cercetează și fac ancheta ne vor transmite acest lucru și e vorba de Ministerul Apărării. Eu aș dori să felicit și Ministerul Transporturilor și Ministerul Apărării, care au avut o intervenție foarte rapidă. Jur de ora, eu am fost informat azi dimineața, în jur de ora 6 dimineața, 6.05, cum era și normal, s-au coordonat foarte bine cei doi miniștri și cu instituțiile subordonate pe acest. Nu avem nicio victimă. Cu adevărat, în acest moment se analizează care este cauza efectivă. Sunt cele două ipoteze puse de domnul Ministrul al Transporturilor, se pare că prima ipoteză e mai aproape de adevăr, dar haideți să așteptăm exact ce ne spun cei de la Ministerul Apărării. Nu este pus în pericol navigația pe canalul Sulina. Împotrivă, nava era la ape adânci, deci nu sunt probleme din acest punct de vedere. Chiar o intervenție în timp real de excepție a tuturor celor implicați. Și o a doua întrebare. Ieri a fost pus în transparență proiectul prin care se vor aduce modificări la codul fiscal. Aș vrea să vă întreb, domnule prim-ministru, dacă ministrul de finanțe mai are susținerea dumneavoastră, pentru că au apărut deja voci în partidul dumnealui care îi contestă activitatea. Și am vrea să știm cum e evaluat de prim-ministru. Aș vrea, în primul rând, să mă refer la activitatea guvernului, nu la activitatea unui partid politic, nici PSD, nici PNL, nici... Mi-a spus întrebarea în calitate de prim-ministru. În acest moment, toate cele prinse în legea de asumare, pe care doresc să o trec astăzi prin ședință de guvern, fiind la prima lectură, au fost convenite în coaliție, asumate, ținând cont de contextul în care ne aflăm. N-a fost dorința mea ca după două luni de prim-ministru să vin cu măsuri de modificare a codului fiscal. Am încercat și azi de dimineață, am avut întâlniri cu ONG-urile. Urmează, după ce plec de aici, să avem întâlnire tripartit cu sindicate și cu patronate. Deci a fost un dialog permanent, n-a fost nimic făcut pe ascuns. Urmează în Parlament să se vină cu amendamente și vedem prin ședință de guvern pe care ni le asumăm sau nu. Sunt niște măsuri fiscale, nu vorbim de reforma fiscală prevăzută în cererea de plată numărul 4 de anul viitor. Sunt două lucruri total diferite. Să încercăm să ne încadrăm cât mai aproape de ținta de deficit asumată de către un guvern al României, indiferent cine l-a condus sau din ce coaliție a fost creat. Mi se pare un test de maturitate politică și nu numai. România, și am demonstrat astăzi aici și cu domnul ministru al dezvoltării și cu domnul ministru al transporturilor, România nu se poate dezvolta fără fonduri europene. Indiferent de costurile.
politice, ale mele personale. Eu nu vreau să rămân în istoria României ca prim-ministru care a blocat fondurile europene. Chiar dacă aceste lucruri au fost duse în această direcție de către altcineva. Nu au fost duse de către mine și vă spun cu toată responsabilitatea, nu au fost duse nici de Nicolae Ciuc. Iar dumneavoastră, presa, știți cel mai bine tot adevărul. O completare pentru ministrul transporturilor. Când veți începe reorganizarea aici, la transporturi, pentru că știm că v-ați asumat și acest lucru? Am început. Când se lucrează la această reorganizare, eu m-am angajat în fața primului ministru că până la sfârșitul lunii octombrie voi prezenta tot ce înseamnă reorganizare și asta nu mă refer la minister. Mă refer și la toate instituțiile aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor, pentru că, așa cum bine știți, la noi sunt, în afară de CNAIR și cele pe care le cunoașteți, aeroportul, portul, CFR-urile, sunt foarte multe alte instituții care în acest moment, cred eu, și pe linia asta mergem, că pot fi unele dintre ele înghițite de către altele, în sensul de a fi preluate de altele, astfel încât să reducem foarte mult din toate acest tufăriș de la Ministerul Transporturilor. Vă mulțumesc! Bună ziua, Alex Lancuzov, Radio România Actualități. O să încep cu o întrebare, două, în domeniul feroviar. Ieri ați avut la guvern o nouă întâlnire cu sindicatele de la CFR Infrastructură, cei care au săptămâna trecută au avut acea grevă de avertisment. Concret, cum se rezolvă problema celor două companii feroviare, CFR Infrastructură și CFR Călători, care, iată, nu au bugete încă aprobate, dacă s-a găsit o formulă la Ministerul Finanțelor? O întrebare comună, prima. După cum bine știți, și dumneavoastră chiar știți, noi am trimis de 3 ori bugetele pentru ambele instituții la Ministerul Finanțelor. De 3 ori. E adevărat că fiind obligați să aplicăm statutul feroviarului, pentru că asta este legea. Statutul feroviarului în acest moment este în vigoare. Nu mai este prorogat. Este în vigoare. Asta are impact asupra bugetelor atât de la CFR Călător, că tot ați vorbit de cele două, cât și la CFR SA. Asta a dus la cheltuieli în plus. Statutul feroviarului, dacă mi-aduc eu bine aminte, a fost votat în 2019 în Parlament și a tot fost prorogat până anul acesta. Eu, împreună cu domnul prim-ministru, am avut ieri întâlnire, așa cum ați spus, la guvern, a fost și ministrul finanțelor, fiindcă nu e normal să fie, și am discutat în primul rând nu doar de salarii, fiindcă lumea s-ar aștepta probabil să creadă, domne, s-au discutat despre salarii, cât e impactul, hai să... Nu, am discutat un pic mai aplicat și a rămas că vom mai avea întâlniri și despre ce înseamnă calea ferată în România și dezvoltarea acestui tip de transport. Pentru că eu am tot dat exemplul ăsta și o să-l mai dau. Chiar dacă place, chiar dacă nu place, aia e. De 25 de ani în România nu s-a cumpărat nicio garnitură de tren nou. Nici una. De 25 de ani, poate chiar mai bine. De 25 de ani s-au mai făcut anumite modernizări pe care le știți pe anumite garnituri. În acest moment ne aflăm în procedură de achiziție, astăzi când vorbim, pentru 161 de garnituri de tren noi în România. Ceea ce, scuzați-mă, dintr-o dată schimbă scenariul despre care vorbim. Dar asta este o componentă, cea legată de transportul de călători. Cealaltă componentă, la fel de importantă, este cea legată de infrastructura în sine. Și știți foarte bine că astăzi când vorbim, sumele dintre feroviar și rutier sunt cam egale în toate programele europene. Că vorbim de PNRR, că vorbim de
program operațional de transporturi și vor fi mai mari în viitor pentru CFR, zona de CFR, de căi ferate, decât pentru zona rutieră, fiind considerat un transport verde. Și da, discuția, eu chiar mă declar super mulțumit de discuția de ieri, fiindcă a fost una extrem de pozitivă și vreau să le mulțumesc liderilor de sindicat pentru deschidere și pentru modul în care au venit încercând împreună să găsim soluții și le găsim. Și avem un termen pentru semnarea contractului colectiv de muncă la CFR Infrastructură? Contractul colectiv de muncă se poate semna în momentul în care la CFR Infrastructură ai un buget aprobat. Iar asta ține și de alte mecanisme din guvern. În momentul în care ai bugetul aprobat, abia atunci poți să te duci să-ți semnezi CCM-ul. Până atunci ei n-au cum. Și nu știm când o predicție. 2-3 săptămâni după rectificare? Asta ține și de celelalte mecanisme ale guvernului. Am intrat într-o zonă de construcție împreună și cu liderii și cu responsabilii atât de la CFR Călători, cât și de la CFR ESA și chiar la ține ne facem un plan. Nu mai vorbim, repet, spunea domnul ministru al transporturilor de 1300 de anituni din fonduri europene. Aici greșim noi și nu spunem mereu de unde este această sursă. Toate aceste investiții sunt din fonduri europene, din PNRR. Dar PNRR nu înseamnă numai bani. Înseamnă și reforme. Iar discuțiile pe care le avem împreună, asumate și cu liderii de sindicat și cu toată lumea, trebuie să vină și măririle de salarii, trebuie să vină la pachet cu reforme și cu reorganizări. Asta este calea corectă pe care trebuie să o urmă. A doua întrebare pe infrastructura rutieră. Este o zi astăzi mare pentru primul lot din autostrada Unirii, 10% practic din întreaga autostradă. Mâine se mai face un pas important pentru secțiunea de munte, 160 de kilometri Leghin Târgu, Miercurea Nirajului, Leghin. Da, mâine e CTE-ul Ministerului. Vreau să ne spuneți dacă guvernul garantează că există, pentru că este și Ministrul Dezvoltării, unde la Ministerul Dezvoltării intră în interministerială, dacă există cele 5 miliarde de euro, cel puțin pentru secțiunea de munte și licitația pentru proiectarea și execuția acestei secțiuni va fi lansată până la sfârșitul anului, așa cum domnule Ministru al Transporturilor v-ați angajat în iunie, în Parlament. Mulțumesc. Mie îmi plac țintele astea pe care, să zicem, le am tot timpul, având în vedere că n-am prea ieșit din ele, încercăm să ne ținem de ele și chiar vreau să vă spun că cei de la CNAIR, și eu îi mulțumesc și domnului director și echipei de la CNAIR, s-au mișcat extraordinar de bine în acești aproape 2 ani, eu îi felicit, de când sunt eu aici, și au reușit să semneze toate aceste contracte. Nu există probleme legate de, să spunem, mărimea efortului financiar. Poate n-am formulat cum trebuie. Atâta timp cât autostrada Unirii este, sau trebuie să se întâmple, să există acest proiect fără semne de întrebare. Avem, n-avem finanțare, avem proiecte europene sau nu avem, aici e fără semne de întrebare. Mai mult decât atât, eu știu că s-a dat și o lege, a fost cu un pic de spectacol în urmă cu vreo câțiva ani, cu legea, cu autostrada Unirii și cu toate lucrurile astea. Deci, mie nu-mi place să încalc legea. Așa că eu și nu cred, chiar știu că la nivel de guvern nu există semne de întrebare din acest punct de vedere, așa că având în vedere că avem și o lege, nu vă faceți probleme de finanțare, chiar dacă este o sumă extraordinar de mare. Astăzi când vorbim pe ceea ce apare prin SF, vom găsi resursele financiare astfel încât această autostradă dorită de români, nu doar de moldoveni, să ne înțelegem, ci de români. Pentru că face până la urmă legătura și cu, dacă ne ducem mai departe spre Iași-Ungheni, cu Republica Moldova, o altă axă extrem de importantă pentru noi de dezvoltat în viitor.
despre asta e vorba, acum nu stăm să discutăm legat de infrastructură și de alte proiecte importante. Bună ziua, Alexandra Alexandrescu de la Realitatea. Pentru premier aș avea o întrebare legat de proiectul de măsuri fiscale. Este acolo o prevedere care crește impozitul pe veniturile nedeclarate la 70%. Întrebarea mea este câți bani credeți că va aduce... La combaterea evaziunii. La componenta de combatere. Da, câți bani credeți că va aduce această măsură, având în vedere că în momentul de față stăm prost cu colectarea, inclusiv pe veniturile declarate? Asta nu înseamnă că trebuie să nu colectăm din, să avem o combatere evaziunii. Vreau să vă anunț cu tristețe că avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană. Peste 10% din PIB, respectiv 160 de miliarde de lei. Asta este realitatea. Nu este singura măsură. Sunt foarte multe măsuri pe combaterea evaziunii. Și am văzut în presă, la dumneavoastră, în ultimul timp, că nu se mai joacă nimeni. Instituțiile statului, Ministerul de Interne, a început nimeni să nu se mai joace în ceea ce privește drogurile și evaziunea fiscală. Cred că e un început corect. Vreau să fac o precizare. Dacă mai aveți întrebări pentru domnul prim-ministru Marcel Ciolacu... Nu-i problema, oricum. Cere un program, am înțeles. Da, mai revin eu cu încă o întrebare, tot legat de acest proiect. Astăzi în Parlament, un lider din opoziție a început deja să strângă semnături pentru o moțiune de cenzură. Și întrebarea mea este, dacă după discuțiile de ieri cu UDMR și cu minoritățile naționale, ați reușit să obțineți o susținere din partea lor? Eu nu am fost la UDMR ca să cer o susținere. Eu nu am fost la minorități ca să cer o susținere. În fișa mea postului de prim-ministru este să merg la Parlament și să stau de vorbă cu liderii politici și cu colegii mei parlamentari și să le explic legea de asumare. Este în fișa mea. Asta trebuie să fac. Eu nu am fost acolo să mă duc ca domnul Kelemen Cunor să-mi promită ceva. Dacă decizia dânșilor este să semneze o moțiune, va exista o moțiune. Dacă este să nu semneze o moțiune, nu va exista o moțiune. Va fi o dezbatere. Cu siguranță ați avut un feedback din partea lor. Nu am avut. Siguranță sper să mă fi ridicat la nivelul așteptărilor colegilor mei din UDMR și să le fi răspuns punctual la întrebările puse. Bună ziua, Cristina Zbrânte la Digi24. Am două întrebări care vizează practic predictibilitatea una politică și una fiscală. Cea politică a fost o declarație făcută de domnul Sighiar tău și o să profit să pun această întrebare, ținând cont că avem aici și primari și deputații de la mai multe partide politice. Spunea domnul Sighiar tău că PNL ar trebui să facă cumva să scape de PSD din coaliție, să se rupă coaliția ca să nu se candideze pe liste comune și aș vrea să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră referitor la această declarație și dacă există riscul de rupere de coaliție. Nu există niciun risc de rupere a coaliției, vă răspund dumneavoastră, nu domnului Sighiar tău. În rest, urez succes colegilor mei. Sunt opiniile dânșilor, nu stau eu să comentez aceste opinii. Nici nu mă deranjează să vă spun chestia. Dacă ar fi niște argumente cu substanță, cu adevărat, facem o dezbatere, dar astfel de declarații nu mă deranjează. Și nu știam de. Nu știați de declarații. Dar credeți că exprimă... Nu știu ce exprimă. Întrebați-l ce exprimă. A doua întrebare... Am avut întâlnire o oră și ceva cu ONG-urile și am venit până la domnul Grindeanu. De aici am tripartidul. Pe urmă am ședință de guvern. Deci la predictibilitatea politică stăm bine, la cea fiscală mai puțin. Care este mesajul? Știți că dacă avem recomandări de la fondurile internaționale fiscale, putem lua anumite măsuri, nu putem lăsa o țară să ducă în prăpastie pentru că trebuie să fim predictibili. De aceea am încercat prin aceste dialoguri cu toată lumea să vedem care intră în aplicare din octombrie, care intră din ianuarie. Repet, vorbim de niște măsuri fiscale, nu de o reformă fiscală. Reforma fiscală, cu adevărat, e clar că trebuie dată din punctul meu de vedere, cu un an înainte de a fi pusă în aplicare. Dar noi avem o situație excepțională. Și trebuia să luăm niște măsuri excepționale.
Dar eu aș vrea să întăresc o chestiune ca ministru al transporturilor, dacă îmi permiteți. Să știți că nu există niciun proiect important la Ministerul Transporturilor, nici măcar unul, care să fie realizat fără fonduri europene. Eu, ca ministru al transporturilor, nu-mi permit și eu cred că niciun ministru al transporturilor responsabil nu poate să-și permită să intre într-un scenariu în care fondurile europene sunt suspendate. Dacă nu ne înscriem în ținta de deficit. Nu există astăzi, când vorbim, nici măcar un proiect, unul singur, din toate de care vorbim, care să fie făcut din surse de finanțare altele decât și fondurile europene. Vorbesc de astea majore, că se mai fac câteva chestii mici, ai altceva. Aceea vă spun că vrem dezvoltare, nu se poate fără fonduri europene. Dacă vrem să rămânem în continuare în acest club, trebuie să mergem după regulile pe care alții în trecut și le-au asumat. Când preiei o funcție, o preiei cu pasiv și activ. Asta e. Și suntem în acel scenariu, cu bune și cu rele. Mulțumesc, scuzați-mă de... Dacă îmi pot pune și o întrebare, aș vrea să vă întreb care este mesajul pe care îl dați constructorilor, care ați și semnat astăzi cu privire la acele modificări fiscale care vizează și domeniul construcțiilor și care intră în vigoare de la 1 octombrie. Sunt facilitatea de care beneficiau angajații. Sunt 500 de modificări la codul fiscal prin 100 de legi și ordonanțe de urgență. Nici o țară normală la cap nu poate continua așa. Nici o țară normală la cap nu poate continua cu excepții fiscale îngropând țara. Avem cele mai mici venituri la construcția PIB-ului din Uniunea Europeană. Avem zeci și sute de facilități fiscale, dar avem în oglindă, în loc să avem o evaziune fiscală redusă la așteptările excepțiilor. Fiindcă excepțiile le-ai făcut, fiindcă vei avea o colectare mai bună și o respectare a legii mai bună. Ai, de fapt, cele mai mici venituri și cea mai mare evaziune. Nu se poate continua așa. Excepțiile au fost introduse tot de parlamentari de la... Da, de la toate partidele. Florentina Bălășoiu, știrile Pro TV. Domnule premier, vrem să fim foarte clar, tocmai de aceea, în cazul navei avariate, a spus că prima ipoteză este mai aproape de adevăr. Prima ipoteză este cea legată de nava care ar fi lovit mina. Adică ce indicii sunt? Nu, mă refeream la a doua ipoteză. Scuzați-mă. Deci, și... La sala motoarelor. Bun. Dar ați luat alte măsuri în zonă, se fac controle, dispuneți de alte... E o desfășurare de forțe majore din partea mea APN-ului în coordonare cu Ministerul Transporturilor. Să se afle foarte repede adevărul. Bun. Și referitor la pensiile speciale, știu că nu este cadrul, dar vreau să profit de prezența dumneavoastră. Ați vrut să spuneți, să ne spuneți, eu nu am pensie specială. Care sunt condițiile impuse de Comisia Europeană, cele trei condiții impuse? Unele de bun simț, care în momentul acesta echipa tehnică le discută, adică? În interiorul Ministerului Justiției. Sunt niște condiții. Haideți să le vedem. O să vedeți când vor fi terminate negocierile. Dar, din punctul meu de vedere, sunt finalizat. Bună ziua, Cătălin Dea cu Televiziunea Română. Domnule prim-ministru, legat de CFR, vedem acest ping-pong, practic, între ministere, ce de la transporturi au tot trimis bugetele pentru CFR sau CFR Infrastructură. Am intrat într-o zonă de construcție. Ce veți face mai departe? Am intrat într-o rezolvați. Zonă de construcție. Nu, eu nu trebuie să grăbesc nimic. Eu, împreună cu domnul ministru, vreau și cu lucrătorii de la CFR să avem un plan. Să avem și măriri de salarii, să avem și reorganizare, să avem și servicii mai bune pentru români. Asta este planul. Și mai am întrebare. Restul, detaliile tehnice, stați liniștiți că nu rămâne nimeni neplătit. Mai am o întrebare pe care vreau să o adresez domnului ministru, dar și dumneavoastră, domnule premier, legat de A0, pentru că este un moment important. În mod normal și firesc, conform contractelor, tot semicer cu sudic de pe A0 trebuia să fie gata anul acesta. Doar că pe fiecare lot în parte avem întârzieri. Vreau să vă întreb, cum comentați această situație nu și ce măsuri veți lua? Infrastructura. Nu, de pe datele CNR. De la USR. De pe datele CNR, domnule deci, ministru. Deci, nu vă mai luați după ei, cu scuzele de rigoare. Și am uitat și țin să-l salut că e în sală și președintele Consiliului Județean Ilfov, fiindcă aproape tot
e cel mai fericit, fiindcă traseul e pe teritoriul Consiliului Județean Ilfov. 2. Termenele pentru două loturi dintre acestea, și anume lotul 1, loturile făcute de compania turcă Alsima Larco, 1 și 2, sunt în această toamnă, până la sfârșitul anului. Termenul pentru actor este undeva aprilie, dacă nu mă înșel, 2024, aprilie-mai. Astea sunt termenele. Pentru lotul 2, de la A0 Sud, nu am semne de întrebare, chiar deloc. Am văzut chiar săptămâna trecută, am fost împreună. N-am semne de întrebare că nu vor fi date în circulație anul acesta. Pentru lotul 1, nu sunt la fel de optimist, în sensul că poate să nu fie sfârșitul anului dacă vom avea o perioadă în care va ploua foarte, foarte mult și nu se va putea lucra. E în funcție de această perioadă de toamnă. Dacă avem o toamnă, să zicem, care va permite mai mult să se lucreze pe șantier, se va termina și lotul 1. Lotul 3 este primăvara, aprilie, mai anul viitor. Astea sunt termenele din contract. Dar ce îmi doresc? Și l-am informat și pe primul ministru și am transmis acest lucru și domnului Pistol și știe, e ca perioada estivală a anului 2024 să ne prindă în situația următoare. A venind dinspre Pitești de pe A1 să se poată merge până la Constanța pe autostradă. Adică să nu se mai intre în București, să fie gata toate cele trei loturi de pe A0 Sud. Astea sunt termenele contracte, asta este ținta și este perfect realizabilă, fără semne de întrebare. Concret, anul acesta vom avea lotul 2 de pe A0 Sud și lotul 2 de pe A0 Nord. Cele două loturi. Vă mulțumesc. Și cu șanse așa la 80%, să zicem, și lotul 1 de pe A0 Sud. Bună ziua, Ioana Ciobanu de la Antena 3. Am o întrebare atât pentru domnul ministru cât și pentru domnul prim-ministru legată de campania organizată de angajații de la Tarom, campanie prin care se cere o subscripție publică din partea oamenilor practic pentru salvarea companiei. Ce părere aveți și care e planul de salvare pentru această companie? Aș avea colegii din spate râd pentru că sau zâmbesc pentru că nu știu care dintre răspunsuri o să le dau eu. Pentru că mai devreme, de ce vă traduc acest lucru, vorbeam cu colegii de la presă din minister și spuneam că dacă ar fi după ce aș spune așa direct, fără niciun fel de nuanțe, aș spune că domnii de la sindicat prima oară ar trebui să vadă altele. Unu, că este supradimensionat numărul de angajați de la Tarom. Cum se încearcă să se facă ceva, cum o dăm într-o grevă. 2. Eu n-am întâlnit instituție cu angajați mai mulți neamuri ei între ei. Cum e la Tarom. Cum e la Tarom. Campanii de tipul ăsta, frumos, dăm un leu pentru Ateneu, erau în trecut campanii de acest tip, dar hai să vedem partea cealaltă. E o chestiune care dă bine la presă, dar nu asta e soluția. Scuzați-mă, un leu? Eu o recomand românilor să nu dea. Ca să fiu mai clar, pentru ce strâng cei de la sindicat, că n-am încredere foarte mare, poate să se supere pe mine. Eu n-am încredere foarte mare în acest stil de a face subscripție publică, mai ales gestionată de, așa cum am spus, cineva care pare foarte atent când încerci să faci câte o restructurare. Asta ar fi prima parte. A doua parte, cea legată de companie în sine, pentru că întrebarea a fost de tipul ăsta, e următoarea. Suntem în dialog, așa cum bine știți, numai e la noi. Suntem în dialog cu Comisia Europeană legat de ajutorul de stat, care trebuie să-l primim. Și eu sper să-l primim în săptămâni, tot
sunt în discuții, suntem în discuții cu doamna vicepreședinte Verstager. Eu am înțeles că a fost și perioada asta de vacanță și la nivel de Comisie Europeană, dar odată și odată trebuie să se închidă acest subiect. Am livrat toate lucrurile pe care sau care ni s-au cerut, astfel încât să primim acest ajutor de stat. Și da, vă spun cât se poate declar, că îmi doresc și știu asta și am vorbit și cu primul ministru, îmi doresc să salvăm această companie. Toată lumea își dorește. E un brand pe care nu putem să-l aruncăm la gunoi. Dar trebuie să se așeze pe criterii economice valide. Iar în acest moment, cu acest număr de personal pe care îl avem la Tarom, lucrurile nu stau în picioare economic. Și vă mai anunț ceva, al treilea lucru, probabil că în următoarele 2-3 săptămâni vom avea un manager general care provine din zona aceasta, să zicem, corporatistă, astfel și care nu neapărat are o legătură cu zona de aviație, dar are foarte mare legătură cu modul în care se conduce o companie, o multinațională. Poate că asta este soluția pentru a ieși din acest cerc vicios. Scuzați-mă, a fost mai lung răspunsul, dar chiar țineam să spun, fiindcă ieri am văzut acest anunț care, mă rog, mi-a ridicat mari semne de întrebare. Mulțumesc. Susțin total. Și pe domnul ministru și pe domnul Grindeanu. Asta este abordarea corectă. Aceasta este abordarea corectă. Domnule prim-ministru, mai am încă o întrebare pentru dumneavoastră. De când a apărut în spațiu public ideea unei ordonanțe a austerității, așa cum a fost numită, atât... Cine a numit-o? Că eu am măsuri fiscal-bugetare. Ce este măsuri fiscal-bugetare? Spuneți-mi care e austeritatea din ordonanță. Unor măsuri fiscal-bugetare, atât oameni din PNL cât și din PSD au spus că nu vor exista creșteri de taxe. Și unde sunt creșterile de taxe? Păi crește TVA-ul pentru unele produse, cresc accizele pentru unele produse. Sunt normale, ne încadrăm în logica europeană. Nu se încurajează niciunde în Europa să dai produse zaharase la copii. Uitați-vă la statistici și veți vedea că niciunde, mai ales în România, nu trebuie încurajat acest lucru. TVA-ul se uniformizează. Nu sunt de acord la cluburi să fie, dau TVA 5%, ca la cărți și proteze. Nu poate statul român să țină cluburi. Nu cred că e nevoie să le țină. Suficient. Nu cluburi sportive. Nu cluburi sportive. Nu, la spectacole de teatru, așa, au rămas în continuare 5%. Rostul statului român e cu totul alt. Mulțumesc. Deci s-a făcut o analiză pe fiecare tag. Bună ziua, Robert Vârban, mainews.ro. O întrebare pentru domnul Grindeanu. Deși ați promis concursuri pe bune pentru șefia companiilor din subordine în urmă cu câteva luni, domnul Alexandru Simu, urmărit penal de DNA, a fost ales în funcție de director al CFRSA cu mandat pe 4 ani. Faptul că dumnealui este din Timișoara și a mobilizat protestatari la celebrul miting al PSD al Cămășilor Albe reprezintă simple întâmplări? Dacă aveți semne de întrebare legate de selecția Consiliului de Administrație și de selecția managerului și există de la cei care v-au scris întrebarea asemenea semne de întrebare, vă rog să mergeți la instituțiile statului și să faceți reclamații. Există miliție, DNA, procuratură, DICOT. Vă rog să faceți lucrul ăsta dacă aveți cel mai mic semn de întrebare că nu s-a respectat legea. Fără niciun fel de ezitare. Vă dau tot concursul. Da? Faceți lucrul ăsta. Și o întrebare pentru domnul Ciolacu, referitor la relația cu Republica Moldova. În ciuda evenimentelor care s-au succedat în ultimii ani la Chișinău, Partidul Social Democrat și-a extins colaborarea cu fostul PDM, formațiunea oligarhului Plahotniuc, și-a acordat susținerea lui Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, ale cărui legături cu Federația Rusă sunt de notorietate. De altfel, chiar dumneavoastră v-ați întâlnit în noiembrie anul trecut cu domnul Ceban. Ne puteți explica care este motivul pentru care îi susțineți în continuare pe acești oameni? Care oameni? N-am înțeles. Pe Plahotniuc nu l-am cunoscut și nu-l cunosc.
Ați numit-o pe doamna Babuc la șefia ICR Chișinău. Ce a făcut doamna Babuc? A fost numită cu susținerea PSD la șefia ICR Chișinău. Așa, și ce a făcut doamna Babuc? Cum o cheamă? Ce probleme a avut doamna? A condus Partidul Democrat din Moldova, cel care a uzurpat puterea la Chișinău în 2019, dacă vă mai aduceți aminte. Doamna Babuc, știu că a fost ministra culturii într-un guvern în care doamna președintă Maia Sandu a făcut parte, în care actualul prim-ministru Recean a făcut parte. Dacă aveți, la fel ca domnule, știți vreo trădare de țară? Am avut o întâlnire cu domnul primar Ceban. Cunoașteți faptul că cimitirul eroilor români în acest moment a fost dat în retrocedare unor familii. Cunoașteți faptul că Federația Rusă acolo a dus un spital peste rămășițele soldaților români. Cunoașteți faptul că încercăm de mult timp să recuperăm acel cimitir. Noi, români, sunt români cu români. Faptul că o autoritate locală, fiindcă altfel nu există altă cale, legat, încerc să recuperăm cimitirul românilor de la Chișinău. Este un lucru rău? Mă rog frumos, îmi cer scuze. Eu aș mai face o completare apropo de partea cealaltă, scurtă. Transmiteți la fel la cine v-au scris întrebările că Simu e în aceeași situație în care e Armand Clotild. Vă spune ceva? O doamnă primar. Bună ziua, Florentina Lazar de la Observator Antena 1. Aș avea o întrebare pentru domnul premier. Mediul de afaceri critică dur măsurile fiscale pregătite de executiv. Spun reprezentanții mediului de afaceri că prin măsurile, suprataxările pentru bănci, companii, dar și afaceri mici, vor crește dobânzile cu 1% și de asemenea prețurile la raft. Nu este o legătură. Nu este cum o legătură le răspundeți? Direct între domnul. Prin... Cred că în 92, când activam în zona privată, primul meu împrumut a fost 158%. Asta era dobânda de atunci. Și am supraviețuit. Nu are nicio legătură cu dobânda de referință. Acum să nu credem cumva că Banca Europeană de Investiții va mări dobânda de referință din cauza că am pus noi 1% la sistemul bancar. Din câte știu eu, domnul ministru al finanțelor a avut o discuție. Toți reprezentanții sistemului bancar și-au convenit niște lucruri foarte concret. Nu va duce la creșteri de dobânzi. Creșterile de dobânzi de obicei duc în urma inflației. Eu trebuie să crești dobânda de referință ca să fii pe plus. Lucru pe care l-au făcut cel mai curajos Statele Unite ale Americii și ați văzut că acum inflația s-a dus la 3%. Banca Europeană a făcut această creștere mai gradual, la fel ca BNR-ul. Eu, părerea mea, că a fost corectă abordarea. Dar a existat un decalaj între inflație și noi ne-am ținut de cuvânt. Faptul că am venit atunci împreună cu guvernul, în această coaliție, dar cu guvernul condus de Nicolae Ciucă, ca prim-ministru, am intervenit repede pe prețurile la energie, n-am lăsat să crească inflația la 25% și am dus încet, încet, am ajuns la o cifră exact cum am promis. Într-o lună și jumătate de când am preluat mandatul, cu toate greutățile mandatului. Nu, cred că o să terminăm băncile, că este această suprataxare. Nu se va, n-are nicio treabă cu produsele de la raft. Vreau să vă amintesc că atât la medicamente cât și la produsele alimentare a rămas TVA-ul 9%. Eu cred că au crescut suficient produsele. Dacă încercăm să forțăm o creștere nejustificată, nu e nicio problemă. Mărim numărul de produse din ordonanță. Nu am nicio reținere. Dar eu nu cred că e cazul. Mulțumesc. Să trăiți, bună ziua, Ștefan Edveș, B1 TV. Aș avea două întrebări foarte scurte. L-aș întreba pe domnul premier dacă îi place cum arată DN2, pentru că văd foarte mulți parlamentari din Moldova
Și vreau să vă întrebăm dacă drumul Moldovei, drumul morții, dacă conduceți pe DN2 și dacă vă place cum arată în acest moment. Se face autostrada Moldovei. Tocmai vă povesteam că domnul europarlamentar Dragoș Benea îmi spunea, Marcel, s-a mărit, deja fac o oră în plus de la București la Bacău. E foarte aglomerat. Normal, se construiește. Ritmul, în schimb, e jos pălărie. Nu mai are rost să mă amintesc cine lucrează acolo. Chiar e jos pălării. La ce ritm? Cred că miza este ca de cel târziu în 2025 să avem o autostradă. Astea sunt. Și DN2 rămâne așa cum este acum? Adică nu-l este bombardat de la București la Sirete. Părerea mea că putem să-l închidem și nu mai avem pe unde circula. Sunt ferm convins că Cenaierul va și a doua întrebare internet. Pentru domnul Grindeanu, vreau să-l întrebăm dacă poate o firmă cu un angajat și doi patroni să modernizeze Gara de Nord. E o întrebare la care am mai răspuns. În mod sigur să execute lucrurile, nu se poate. Asta e 100% cu doi angajați. Dar am trimis corpul de control, așa cum bine știți, să văd amănuntele legate de ceea ce a semnalat presa. De asemenea, există o contestație pe rol la CNSC. După cum bine știți, această licitație a fost organizată nu de către CFR Central, ci către de regionala București. Nu de către CFR SA, adică sediul central. Dacă s-au încălcat anumite prevederi ale legii, de asemenea, există organe ale statului care pot să cerceteze și să ia măsurile de rugare. Cine încalcă legea, plătește, fără semne de întrebare. Doar că trebuie toate lucrurile foarte bine fundamentate. Aici nu există percepția, aruncăm chestiuni de acest tip, dar după aceea nu ne mai uităm atent dacă poate, nu spun că e așa sau nu, poate acei angajați, 2, 3, câți or fi, poate sunt doar pe zona de proiectare. De exemplu. Și ceilalți care fac lucrările fizice, efectiv lucrările, să fie cu tot o altă companie. De-aia spun că e frumos așa să dăm chestiuni care dau bine, să spunem, la presă ca să facem știri. Am trimis corpul de control, voi face public raportul, de asemenea există această contestație la CNSC, dacă s-au încălcat prin raportul corpului de control anumite prevederi ale legii, voi trimite tot acel raport la instituțiile statului, să nu aveți niciun fel de dubiu din acest punct de vedere. Și eu mulțumesc. Mulțumim pentru prezența la conferință, punem punct aici.